George Burcea și Viviana Sposub formează un cuplu de mai bine de un an, iar în ultima perioadă, cei doi au vorbit des despre căsătorie. Cu toate acestea, ea a recunoscut că relația lor nu e perfectă, în unele momente se și ceartă. Vedeta de televiziune spune că e impulsivă. George Burcea și Viviana Sposub s-au cunoscut în emisiunea Ferma Virgule de la ProTV. Acolo s-au sărutat prima oară, acolo au decis să formeze un cuplu. Au trecut luni de atunci și ei sunt tot alături unul de altul. Împreună au trecut prin momente fericite, dar și clipe mai puțin plăcute. Într-un interviu pentru revista Viva, Viviana Sposub a făcut dezvăluiri din culisele poveștii de iubire cu George Burcea. Ca orice relație, și a noastră a trecut printr-o serie de schimbări. Am evoluat mult în anul pe care l-am petrecut împreună. Consider că acum suntem mult mai sudați, mai maturi, mai conștienți de valoarea conexiunii dintre noi. Rar întâlnești astfel de chimie între doi oameni și de aceea lucrăm zi de zi pentru a păstra relația noastră la nivelul pe care noi ni-l dorim și pentru a ne pregăti de următoarele etape ale unei relații sănătoase, virgulă, a declarat concurenta de la Bravo, iStyle. Punct întrebată despre micile discuții sau certuri din cuplu, Viviana Sposub a spus, recunosc. Eu mă aprind cel mai repede, sunt moldoveancă. Dar ce credeți? Și el este. Dacă ne ciondănim puțin, eu sunt prima care face pasul spre el. Mi-e drag de mor și nu pot să stau supărată când îl văd. Motivele, într-adevăr, sunt de multe ori puerile și tocmai de aceea le și uităm repede, virgulă, a explicat tânăra. După despărțirea de Andreea Bălan, George Burcea s-a mutat cu chirie în București. Viviana Sposub dezvăluie acum că ea și partenerul au locuințe separate după un an de relație. Să știți că nu pot spune că, oficial, locuiesc cu un bărbat. Avem locuințe separate, dar, recunosc, eu și George nu putem sta separați mai mult de câteva ore. Ne petrecem aproape tot timpul împreună și facem cămin din orice loc în care stăm, virgulă, a mai declarat. Am avut o reacție de care îmi este foarte rușine, virgulă, spune actorul. Am greșit în felul în care am reacționat, dar cea mai mare greșeală este că am spus niște lucruri la furie cu care nu rezonez și care nu îmi fac deloc cinste, nici mie și nici unei femei, virgulă, a transmis actorul, într-un mesaj amplu pe Instagram. El a adăugat că nu consideră că femeile merită să fie agresate fizic sau verbal de partenerii lor, indiferent de situație, și a menționat că s-a lăsat mânat de un moment de furie. Înțeleg de ce este complet greșit ceea ce am spus și înțeleg că cele spuse de mine la furie nu au făcut altceva decât să contribuie la o gândire toxică și bolnavă. Îmi pare foarte rău și nu pot face altceva decât să-mi cer iertare și să mă educ mai mult pe acest subiect, virgulă, a declarat actorul.